Salutare, salutare! Și bine m-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi vom răzui doar 4 lozuri, sparge pușculița de 3 lei, am două. Iar aici am un loz de taur și un loz de vărsător. Haideți prima dată să încercăm cu ăsta, sparge pușculița. Să vedem dacă dă ceva la el. Nu știu dacă o să meargă plasticul ăsta. Aici trebuie să iasă. Dar nu prea merge prostia asta de plastic. Îmi trebuie o monedă. Și am avut pe aici, da? Ce să fac o ordine. Aici dacă aveam 3 din astea. La fel. Trei simboluri identici îmi trebuie. Dar numai un pic să caut o monedă. Aveam o monedă pe aici, dar nu mai știu pe unde am pus-o. Da. Am pierdut moneda. A, dacă aveam bancnotă, bancnotă. Ba da, am bancnotă, bancnotă, bancnotă și am un câștig de 3 lei, fraților. Primul câștig de 3 lei, ia uitați. Am, să vă arăt imediat. Uitați. Bancnotă, 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 3 lei. Eu am dat 16 lei, pilozuri, că am 5 cu 5, 10, 30 cu 3, 6, 16 lei. Și abia am scos 3 lei. Bă, eu în început bun. Eu în început bun. 3 lei. Pe primul loz. Hai să vedem tot sparge pușculița. Dacă tot am început cu seria asta, sparge pușculița. Cheiță. Ciocan. Coroană. Ciocan. Hai încă un ciocan. Dacă mai dă încă un ciocan. Nu am mai dat. Era 10 lei. 100. Uuuh! 100 de mii de lei era. Era ciocan, ciocan. Dar de unde atâta noroc? Da. Trebuia ciocan, ciocan. 100 de mii de lei erau. Erau. Dar de unde atâta? Să fie. Cine îți dă banii ăștia? Bă, m-aș bucura să pună sume din astea de 100 de lei, de 200 de lei, nu 100.000 de lei și nici pe aia nu-i câștigi. Deci ăsta e necâștigător, să nu-l încurc cu ăla. Deci ăsta e necâștigător. Nu a dat nimic. Trecem la următorul zodiac. Hai să vedem cu zodia vărsător. Începem cu jocul de sus. O dat un scorpion. Un taur, un leu, iar un vărsător aici, un berbec și aici, na, geme. Aici trebuia să câștig doar două identici, din păcate nu-s, și nu știu cât era premiul. O lăsăm la urmă? Haideți că lăsăm la urmă să fie palpitații, oricum nu îl câștigam. Hai să vedem aici. În zona 2 trebuie să găsesc de 3 ori pe aceeași coloană aceeași sumă. Hai să vedem. 10 lei, 1000 de lei, 5000 de lei. Aici e 30 de lei, deci nu e. E clar? 300 de mii, 300 de mii. Ah, dacă era 300 de mii sus, era ori 3, aici ori 1, aici ori 3. Deci nu aveam nimic. Deci trebuia să fie pe aceeași coloană. Da. Să vedem în zona 3 dacă dă ceva. Aici trebuie să iasă, cred că tot la fel. Da, trei simboluri identice.
A, dacă aveam bancnotă, bancnotă era 100 de lei. Noi. Băi, și-a fost pe aproape. Asta este. Viața merge înainte, fraților. De dată înapoi nu putem să mai dăm. Dacă era bancnotă, 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 trebuia pe același rând. Același rând, aici e coloană. Dacă era 300, 300, 300 de mii, eram bogat, acum aveam 300 de mii de lei. Deci zodia vărsător nu a fost norocoasă, sub absolut nicio formă. N-am nimic. 0 lei. Deci până acum am 13 lei pierderi și doar 3 lei câștigu. Dar dăm înainte. Haideți să vedem. Așa, stați așa că nu v-am arătat. Pardon, pardon, mă scuzați. Nu v-am arătat câștigul de aici, adică dacă era să câștig, să fi câștigat, să fi fost două identici. Era 10 lei. Nu pierdeam mare avere, 10 lei. Era bun. Scoteam două lozuri. Da. Haideți să vedem. Ăsta. Dacă avem două simboluri identice, adică se cade de două ori scorpion, mai ieșit un scorpion aici, vărsător, pești, fecioară, zodia mea, zodia leu și hai aici mă mai dă ceva, gemeni, na. Bă, dar greu tare de frate la lozurile astea, parcă ar da 500 de mii de lei. Hai să vedem. Ăsta a fost 100 de lei. Dacă îmi ieșa două identici, aveam 100 de lei aici. Da, asta este. Trebuia să am ori scorpion. Da, da, înainte era mai fain când era cu... Aveai mai multe din astea. Acum ai una, două, trei, patru, cinci, șase jocuri. Și înainte erau mai multe jocuri. Nu știu dacă am eu un zodiac vechi. Erau mai multe jocuri. Din astea și tot așa. Trebuia să găsești două simboluri. Și din jocurile alea, din câte ai, una, două, trei, patru, cinci, șase, îți ieșa. Da. Ce să faci? Haideți să vedem cu jocul 2. Cu zona 2, pardon. Jocul 2. Dacă avem identic, no. Nu e nimic aici. E clar treaba. Era 10 lei, era 100 de lei, era 30 de lei. Foarte puțin. Dar poate dă în jocul 1, ia să vedem, 5.000 de lei, 100 de lei. 1.000 de lei, 300.000 de lei, 5.000 de lei. Vrăjeală. Ești nu-i câștigător. Uite, 30.000, 30.000, își bate joc de oameni. Fii atent ce gunoaie, ca să vedeți ce mizerii, fraților. Vă spun eu de ce. Sunt niște ordinari. Bine, nu că... Putea să dea 5 lei, 5 lei, 5 lei, vedeți? Trebuia să am 5 lei, 5 lei, 5 lei și era ori 3. Nici pe ăștia 5 lei nu i-o dat. Miște jeguri. Nu mă supăr că pierd. Deci am dat 5 cu 5, nu, 16 lei. Și din, deci 13 lei am pierdut și 3 lei am câștigat. Ca să vedeți ce gunoaie împuțite la lozurile astea. Nu vă recomand să cumpărați lozuri, eu cumpăr... Când și când și de distracții, nu că mă supăr, că dacă să vedeți jegurile, că nu dă nimic. Loteria română, niște jeguri. Astea-s. Deci noi, aici, să uitați, 30.000, 30.000 și-au pus 100 de lei aici. Dar eu mă refer aici, nu mă visez eu 30.000 de lei. Uite, 5 lei, 5 lei, putea să pună 5 lei, era ori 3 și aveam 15 lei. Acesta a fost jocul cu lozurile. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!